Salut, fraților! Numele meu este Răzvan și astăzi e ora 10 și 40, 11 fără 20, pentru că mâine la 5 dimineața voi pleca la mare și voi face multe vlog-uri, mă voi trezi la post pentru că am luat un hotel direct pe plajă. Știu că e lumina mai proastă, că e noaptea fără vede și voi. Am luat un hotel direct pe plajă și de acolo din mare, cum ar fi, a răsărit soarele, dar nu, doar că nu a răsare din mare. Și pot să filmez direct de la balcon, că am luat cu vedere spre mare. Pot să filmez, nu mai trebuie să mă duc jos, chestii, mă duc în cealaltă parte. Bine. Răsăritul va fi a doua zi, mi se pare pe 22 va fi, ca astăzi e 20, pe 22 va fi... Acel cu soare, mă voi trezi la 5 și acum tot mi-e somn. Nu știu ce, că eu s-au prea foarte până târziu, că nu prea pot să dorm. Am la pahar de lapte. O să iau, cred că voi dormi foarte puțin, că la 4 și un sfert mă trezesc. Și la 5 plecăm noi, că le mai aranjăm chestii, mai punem ceva în bagaje și la 5 plecăm. Uitați cu ce mașină vom merge. Cred că se vede bine. Uite, aia de acolo de undeva, dar nu se vede. Nu se vede bine. Și da, mi-a plăcut foarte mult. Astăzi este ultima zi în București. Și da. Acum o să mă bag la un somn rapid, că mi-e un pic am somn. Și părinții mei vă dau seama că o să mai stea aici și chestii, dar eu mă culc mai devreme, că vreau să fiu odihnit mult. Și ca anul trecut am fost foarte entuziasmat și m-am trezit la 4 dimineața și 57 de minute și noi trebuia să plecăm la 6. Și am stat în continuu în pat și abia la 5 jumate când sunase alarma lui mama, m-am trezit și eu. Că eu îmi pusesem alarmă, dar nu mai mers. Știți? Și o pusesem la 5 fix și mă trezisem cu 3 minute înainte de alarmă. Și am ochii roșii pentru că sunt obosit. Și da, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Și mâine ne vedem la Constanța. Poate mă întâlnesc cu Cristi Roș și cu Vlad. Pentru că ce e cont de gaming și eu am. Și pot să văd locația lor, cum ar fi, știți? Păi da, de ce nu? Pot să văd ocazia lor. Și cum ar fi, eu mă duc la Cristi și la Vlad acasă. Da, de ce nu? Și da, la revedere băieți! Ne vedem mâine în Constanța! Pau!